Da, bun găsit și anume în gura presei. Nici știu cu ce să încep, sunt multe subiecte, puțin timp. Hai să începem cu Băsescu. De ce să începem? Să fim tradiționali. Începem cu Băsescu. Băsescu Traian a îndeplinit, de fapt n-a îndeplinit, a figurat în funcția de președinte al României timp de 10 ani. Conform legii, în vigoare, când nu mai e președinte, are dreptul la o casă. Știți că viața lui sunt casele. Cât mai mulți metri pătrați. Disperat e după metri pătrați. Și are dreptul prin lege la o casă. El vrea un casă, de fapt nu vrea o casă, el vrea un domeniu. El vrea practic ceva de dimensiunea unui castel cu un teren absolut monstruos, ceva uriașesc. Știți, am vorbit anul trecut, nu mai luăm de la capăt. Ideea este că în acest moment el trebuie să se decidă între 7 variante. Încă nu s-a decis. Deci guvernul României, conform legii, trebuie să pună la dispoziția fostului președinte o casă. Sigur, bunul simț, așa, bunul simț, elementar, având în vedere, mă rog, situația economică, faptul că 40 de triliarde de oameni din țara asta n-au case, te-ar obliga la un minimum de decență. Adică, bă, am casă, nu mai trebuie încă una de la stat. Dar la Băsescu e mult mai rău. El și-a mai dat de la stat o casă când era primar. Deci, bă, mi-a mai dat statul o casă, mai dă încă una. Repet, decența, dacă ar exista, sigur, așa ceva. Bă, nene, am casa mea, ce să mai dea statul casă? Am casa mea, las, nu mai dea statul nimic. Nu, eu cum vrea. Dar asta în condițiile în care, culmea, statul i-a mai dat o casă, pe aia de Mihăileanu. Bun, și hai să vedem care sunt cele 7 variante. El trebuie să decide în următoarele 2 zile unde vrea să locuiască. 7 variante. Vrea să... El nu s-a decis până acum. Zice, asta... El încă n-a eliberat vilălău ăla, castelul ăla, palatul ăla în care locuiește, Vila Lac 3, 2, 3,14, nu știu, una din alea, ceva enorm, încă n-a eliberat-o pe aia. Deci deocamdată stă în vilălăul pe care l-a ocupat și până acum. Ok, și acum... printre propuneri se află vile de protocol în Znagov, înconjurate de suprafețe generoase de teren. O altă opțiune ar fi un apartament în clădire în care locuiește și Nicolae Văcăroiu, cu un teren la fel de generos. Nicolae Văcăroiu e președintele Curții de Conturi. Guvernul i-a propus lui Traian Băsescu, înainte de terminarea mandatului la Palatul Cotroceni, 7 imobile unde să locuiască. Prieteni, 7! Asta ca răspuns la solicitarea trimisă de Băsescu. Că el a zis, subsemnatul Băsescu Traian, cum ar veni președintele, am dreptul conform legii să-mi dea statul încă o casă. Că el e de dreapta. Și atunci, cu cât îi dă statul mai multe, el este cel mai asistat. Eu nu cred că există o persoană mai asistată social decât Traian Băsescu în România. E, oricum în top. Bun. El e de dreapta, altfel. Deci, una dintre locuințele aflate în administrarea PPS este chiar un apartament în care Traian Băsescu a mai locuit. Mai precis, clădirea din Bulevardul Prezan, unde acum locuiește într-un apartament președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu. Domiciliul lui Băsescu în această clădire ar avea o suprafață utilă de 279 de metri pătrați, cu un teren aferent de 1500 de metri pătrați. Prietenă, 279 de metri pătrați? Este enorm. Tu în cât ce spațiu locuiești? În 5? Cum în 5? În 55 de metri pătrați. Tu locuiești în 55 de metri pătrați. Îți imaginezi 279 de metri pătrați? Hai să o luăm așa. Faci curat în casă, normal, că cine să-ți facă, nu? Tu faci curat în casă. Ți-e ușor să faci curat la tine în casă? Deci, gândește-te... De câte ori se cuprind 55 de metri ai tăi în 279 de metri? Dar asta e cea mai mică. Stați să ne înțelegeți. Deci 279 e cea mai mică dintre variante. Tot aici, fostul președinte ar putea să aibă și biroul. Ce dracu să facă ăsta? Adică, ce să facă ăsta în birou? Pă bune, Băsescu, ce să facă în birou? Își amenajează un bar. Ce să facă el în birou? În cel de-al treilea apartament al clădirii, liber în acest moment. Cel mai mare imobil pus la dispoziția lui Băsescu este... Vila 11 din Znagov. Fostul președinte ar putea locui aici, atenție, atenție, vă rog, vă rog, vă rog, într-un spațiu de 2189 de metri pătrați. Aici vorbim nu despre cu tot cu curte.
Nu, vorbim despre căsoi. Deci căsoiul are 2189 de metri pătrați. Deci trebuie să fii foarte fit, deci foarte în formă, știi, pe sistemul du-te până în sufragerie, unde? Știi, săptămâna asta nu mă duc în sufragerie. Deci trebuie să-ți, ca să te duci, îți dai seama, dintr-un capăt, dintr-un capăt în altul al casei, trebuie să-ți iei la tine merinde. Dacă te prinde noaptea pe drum, eu sper, că între bucătărie și living, eu sper că pe lungul drum al mătăsii dintre bucătărie și living sunt presărate câteva dormitoare, că poate ți se face somn, știi? Deci 2189, adică wow! Așa, și ar avea la dispoziție un teren de aproape 28.000 de metri pătrați. Deci, cred că poate să facă și agricultură. În sensul mecanizată. E cât ferma de la Nana, suprafața asta? Băi, frate, așa ceva? Bine, Felix Rache zice lui să-i dea o casă de vinuri. Și una de marcat. Că, ok. Nu este neglijat nici cealaltă clădire din Znagov, Vila 1A, care este mai mică și are mai puțin teren, dar nu ne spune, bun, mai mică, dar cât? Adică are doar 1500 de metri pătrați? Sau? Wow! Hai. Tu, locuiești singură? Nu locuiești singură. Cât sunteți? A, ești măritată. Păi și locuiți împreună? Mă rog, să știu. Trei oameni? Doi oameni? Și un copil? A, doi oameni și un copil. Ok. În 55 de metri pătrați, nu? Dacă ai avea un apartament de 150 de metri pătrați, bănuiesc că ai vrea să ai nevoie... Nu, ai avea nevoie de mai mult spațiu, nu? Adică 55 cam puțin, nu ai vrea mai mult spațiu. Dacă ai avea 150 de metri pătrați, ți s-ar părea bine? Da. E, imagine... Dă-i seama, deci 150 de... Imaginați-vă 2189... nu este așa. Deci ai... Wow. Nu, adică aproape că poate încăpea o părticică din poporul chinez în casa asta. Ok. În București, Traian Băsescu, că astea sunt în Znagov. În București, Traian Băsescu ar mai putea să aleagă între un imobil cu 9 camere. Bine. Dar aia de 2189 de metri, câte camere are trăițar? E câte o cameră pentru fiecare an de viață, știi? E, nu care a trecut, adică câți are Băsescu? 60 și ceva de ani, nu? Zice, în București am Băsescu ar mai putea să aleagă așa, da, cu 9 camere din strada General David Praporgescu, de 295 de metri pătrați. Asta deja mi se pare o chicinetă, adică mi se pare o debara, 295 de metri pătrați. Penibil, nu încape Băsescu. Așa, cu garaj și terenul aferent și un alt imobil cu 5 camere, deja ne-am stricat, plus 3 de serviciu. Ce înseamnă camera de serviciu? Adică băi? Nu. De barale? Ce să mă camerele de serviciu? Să stea ajutoarele, am înțeles. Plus 3 de serviciu, adică ospătarii. Nu știu, care ar fi persoanele de serviciu în cazul lui Băsescu? Chelnerii. De aia, totuși, aia cu Băsescu rămâne una dintre cele, dar în top 3 faze cu Băsescu. Deci cum a povestit el cu gura lui, că singurul om care și-a plecat din echipajul lui de pe nava, biruința, țineți bine, una, două, ne spunea și ce lungime are nava, chiar ce lungime avea nava. Caută, Căline, pe net, vezi ce lungime are nava, biruința, ne-a spus Băsescu de 100.000 de ori. Și inclusiv când a zis aia cu se scufundaseu, la povestea cu se scufundaseu, automat ne spunea și ce lungime are nava biruința. Bine, el, cred că nava biruința poate să o pună lejer în debara, la oricare din casele astea, pentru că sunt mult mai mari. 306 metri avea nava biruința, lungime. Păi, iertați-mă. Înțelegi? Era o strâmtoare. Era strâmtoarea Magellan față de... Bă, dar nici nu știam, dacă eu uite, 2100, dar ce-i, frate, Casa Poporului? Bă, dar să-i dea Casa Poporului, mă, dacă e de lubăsesc cu Casa Poporului, hă? Bă, frate, eu cred că o strâmbă de noastră, zice, nu, nene, nu, mic. Bun.
Da. Spuneam asta cu... Deci singurul om care și-a dat demisia din echipajul de pe nava Biruința a fost ospătarul. Deci asta a povestit-o el, mi se pare fabulos. Cum când o lume întreagă face glume despre tine și bună dispoziție, deci toată țara asta are gluma asta, știi? Mă rog, glumă, da. Bun. Deci tu spui cu gura ta absolut genial, zice, domne, singurul om care și-a dat demisia a fost ospătarul. Păi normal că era extenuat. Îți dai feneat într-un cap în altul al navei și mai adu gheață. Se ducea la 306 metri dus, 306 metri întors, înțelegi? Da, deci asta înseamnă camere de serviciu? Deci pentru ospătari. Dar camere, trei camere? Adică e aproape un card de reportaj, nu? Traian Băsescu poate să locuiască și în apartamente. Deja, adică aici... Cei drept, unul de dimensiuni considerabile. Este vorba despre două opțiuni puse la dispoziție de guvern, apartament cu 5 camere. Puțin, c'est puțin. Adică mic. Puțin. Este vorba despre două opțiuni puse la dispoziție de guvern, apartament cu 5 camere în strada Barbu de la Vrancea sau cu 8 camere în strada Lev Tolstoi. Nu există nicio stradă Cărtărescu, că el poate că, când e vorba despre autori, știm că există unul singur, de fapt. Ambele au în jur de 280 de metri pătrați de suprafață locuibilă. Mic, mic. 280 de metri, păi, n-are la loc, mă, 280 de metri. Traian Băsescu trebuie să se decidă până vine dacă acceptă una dintre aceste propuneri făcute de executiv. Nu sunteți foarte curioși ce va face el în legătură cu asta? El vroia ceva mai mare decât ce ați auzit aici. Deci mai mare. El vroia domeniul ăla, nu știu să vă mai spun câte triliarde de metri pătrați de suprafață construită și cât a terenul, ceva wow. Dar sunt tare curios. Hai să trebuie să facem pariuri. Ce face Băsescu? Care din astea 7 le alege? Sau le refuză? Zice, nu nene, eu vreau pe aia cât jumătate de Europa. Pe care credeți că o alege? Eu zic o alege pe asta de 2189 de metri. Pe sistemul am gagica cea mai tare și mașina cea mai mare. Că e invers, ar fi nasol, am gagica cea mai mare și mașina cea mai tare. Adică asta n-ar fi, măcar dintr-un anumit punct de vedere, n-ar fi foarte tare. Dar eu cred că asta, băi, care are suprafața cea mai mare? Și cât au alea? 290 de... Jignire! Jignire! M-a jignit Ponta! Mă rog, guvernul României.